Avyukt Murali of 31st December 1990. Avyukt Murali. Decembrie 1990. After that is giving congratulations of love to the children in all directions, to the children who experience a new life, a new attitude, new drishti. Astăzi, Bab Dada dă felicitări tuturor copiilor care experimentează o nouă viață, un nou drishti, o nouă lume. Prin cunoașterea cea nouă în fiecare moment. That is giving congratulations of love to the children in all directions. Babdada dă felicitări de iubire tuturor copiilor în toate direcțiile pentru noua viață, noua atitudine, noua lume, prin cunoașterea cea nouă în fiecare secundă. At this time, la acest timp, the
the children in all four directions. Copiii în toate cele patru direcții. Through the television of their heart. Prin televiziunea inimii lor. At the present moment, the children in all four directions are seeing the present divine scene on the television of their heart. La momentul prezent, copiii în toate cele patru direcții văd imaginile prețioase pe televizorul inimii lor. Everyone has only one thought. Fiecare are doar un singur gând. Everyone has only one thought. Even though we are far away, we want to experience closeness. Fiecare are doar un singur gând. Chiar dacă suntem departe, vrem să experimentăm apropiere. Babdada is also seeing all the children. Babdada de asemenea vede pe toți copiii.
that there is hearing from their hearts the music of the greetings, the music of congratulations, of the new zeal and enthusiasm. Baba aude din inimile lor muzica felicitărilor, muzica noului zel și entuziasm. The sound of the variety of music full of everyone's love is very beautiful. Sunetul varietății muzice pline de dragostea tuturor este foarte frumos. This is why Bhavdada is giving everyone together the response in return. De asta Bhavdada dă tuturor împreună răspunsul la ceea ce ei au dat. Congratulations for the new enthusiasm in the new year. Felicitări pentru noul entuziasm în noul an. At all times. Pentru noul zel și pentru a aduce noutatea în viața voastră tot timpul. Greetings for the new year are not being given just today.
Felicitările pentru noul an nu se dau doar astăzi. Greetings for the new year are not being given just today. Felicitările pentru noul an nu se dau doar azi, ci fiecare moment al epocii de confluență. Aduce oportunitatea de a împlini responsabilitatea iubirii față de tată. This is why the Eternal Father gives you eternal greetings. De asta, Tatăl Etern vă dă felicitările eterne. All of your comments are moving forward with happiness, eternal congratulations filled with happiness. Toți brahminii mergeți înainte cu felicitările eterne ale lui Babdada, umplute cu fericire. Congratulations are the basis of the sustenance. Felicitările sunt baza susținerii într-o viață brahmină.
are moving forward with the happiness of the congratulations we've received. Voi mergeți mai departe cu fericirea felicitărilor pe care le primiți. In the form of the Father. You receive congratulations all the time. În forma Tatălui, primiți de la El felicitări pentru acest timp. On the form of the teacher. În forma profesorului. Words, well done, well done. Cuvintele, well done, well done. Bine făcut, bravo, în fiecare moment. The words well done, are making you pass with honor. Cuvintele bravo, bravo, well done, te fac să treci cu onoare. In the form of the Satguru. În forma celui care este Satguru. Of the Satguru is giving you the experience of an easy life of pleasure and the blessings of elevated karma. În forma de Satguru vă dă experiența unei vieți de plăceri și binecuvântări pentru o viață elevată. This is why you are multi-million times fortunate. De asta tu ești de multe milioane de ori norocos.
have become the children of God, the bestower of fortune. Ați devenit copiii lui Dumnezeu, donatorul bogăției. That is, you have claimed a right to the whole fortune. Adică, trebuie să cereți un drept asupra întregii bogății. Give special congratulations, special greetings on special days. Felicitări speciale într-o zi specială. Do you receive greetings just for the new year? Aveți dorințe pentru noul an? After the first, when it becomes the second, the greetings will finish. Aceasta este pentru prima zi și când ziua a doua vine din an, felicitările se termină. Every moment is special. Fiecare moment este special. The confluence age is the special age. The age of greetings and congratulations. Epoca de confluență este epoca specială pentru felicitări. Claim congratulations from Baba at Amadrila every day, do you not?
Voi cereți felicitări de la Baba în fiecare dimineață la Amrit Vela, nu este așa? Babdada vede sărbătoarea care este. Mereu să vă amintiți. Always remember that every moment is a moment of pleasure. Mereu să vă amintiți că fiecare moment este un moment de plăcere. There is nothing but pleasure, nothing but pleasure, isn't it? Nu există nimic altceva decât plăcere, nu este așa? If someone asks you what you have in your life, what would you say? Dacă cineva vă întreabă ce este în viața voastră, voi ce veți spune? Cum ați răspunde? You would say there is only pleasure, would you not? Ați răspunde că este numai plăcere, nu este așa? Experience the pleasure of the entire kalpa during this one life. Voi experimentați plăcerea întregii kalpe a ciclului pe durata acestei unei singure vieți. Pleasure of meeting the Father gives you the experience of both the
claiming the authority of the kingdom for your whole culture and enabling you to have the right of being worship worthy. Plăcerea întâlnirii cu Tatăl vă dă dreptul de a avea un regat în întreaga calpă și de asemenea statutul de a fi demn de adorare în timpul ciclului. Have the knowledge of both being worship worthy and also claiming a kingdom in the future at this time, and this is why you now experience pleasure. Aveți cunoașterea că veți cere un regat în viitor și veți avea statutul de demn de adorare. Și de aceea viața voastră acum este una în plăcere. What will you do this year? Ce veți face în acest an nou? Veți aduce noutate, nu este așa? Ce noutate veți aduce? Celebrate this year as a year of celebrations, year of festivity. Celebrați acest an ca și un an al felicitărilor, al sărbătorii. May be thinking, are we going to do the best year or are we going to celebrate it? Poate că vă gândiți, vom avea tapasia în continuare sau vom sărbători? This year is the greatest celebration of all. Tapasia este cea mai mare sărbătoare dintre toate.
because you're not going to be happy anymore. Pentru că voi nu faceți Hatha Yoga. Tapasya means to experience pleasure with the Father. Tapasya înseamnă să experimentezi plăcere cu Tatăl. The pleasure of meeting. Plăcerea întâlnirii. The pleasure of all attainments. Plăcerea tuturor realizărilor. Pleasure of the experience of closeness. Plăcerea experienței apropierii. And the pleasure of the stage of being equal. Plăcerea nivelului de a fi egal. Is that not a celebration? Deci asta nu este o sărbătoare? Will not have very much celebration or service, will you? Nu aveți o sărbătorire mare a serviciului, nu este așa? Atmosphere of Tapasya will pull souls and attract them to Baba. Atmosfera. Celebratory programs through words. Tapasya va crea atracție pentru suflete către Baba. Vor fi atrase mai mult către Baba decât programele de sărbătoare. Tapasya este un magnet spiritual.
that shows the experience of peace and power from a distance. Le dați sufletelor experiența de pace și de putere de la distanță. Ce noutate veți aduce în voi înșivă? Everyone loves newness. Toți iubesc noutatea. So always check yourself. Deci verificați-vă mereu.